Cosmin, de ce anume ne sfătuiești să ținem cont atunci când luăm un al doilea câine? Fie că îl ținem în curte, în mod special, sau mai intră și în casă, să fie doi câini în casă. În fine, în aceeași familie, în aceeași curte, ce ne sfătuiești? De ce anume să ținem cont? Păi, în primul rând, să fie sexe opuse. Dacă avem o rasă foarte mică și ne luăm un al doilea câine de o talie foarte mare, aici pot apărea probleme. De exemplu, dacă avem un mascul care este foarte mic și femela care vine apoi în casă este pui, dar va crește, va face 60 de kilograme, dacă cumva îl va respinge pe băiețaș, în urma diverselor interacțiuni de-a lungul vieții, ar putea să-l rănească, pentru că este mult prea mic. Dacă câinele care deja este în casă este femelă, chiar dacă este de talie mică, în cazul nostru și vine un mascul, acel mascul, femeia e întotdeauna un pic mai obraznică și își permite să fie așa pușii cu celălalt, da, și să stabilească limitele și să fie categorică. Uh-huh. Dar acela, tocmai pentru că este femelă, tolerează aceste ifose, aceste bufeuri, da? Și se retrage și zice, ok, relaxează-te că n-am vrut să te deranjez. Este în avantaj cățelușul mic dacă este femelă. Invers este un pic mai periculos. Da, în cazul Oanei Roman, câinele din casă este băiețel și fetița care tot crește. Da, dar fetița respectivă depinde și ce fel de rasă este, știi? Dar se înțeleg foarte bine. Asta zic. Deja. Se înțeleg foarte bine pentru că fiind femelă, cel din casă, masculul, este relaxat, este prietenos, este o acceptă ușor. Tocmai și fiind și micuță, exact, ca vârstă. Exact. Și au timp să se cunoască foarte bine până crește ea la o dimensiune apreciabilă. Echilibrul dintre câini, în general, mai ține și de cum mediază stăpânul lor această relație. Da, ca dacă și nu se bagă și îi lasă de casă. Capul lor, apar, exact, apar conflicte, da. Și se pot răni unii pe ceilalți. Dar în rest, stăpânul, dacă este acolo și ține frâiele bine, lucrurile sunt întotdeauna în echilibru.